Succesul fulger al vaccinurilor împotriva virusului SARS-CoV-2, bazate pe tehnologia ARN messenger, a făcut ca acest domeniu să fie unul dintre cele mai cercetate în lumea științei medicale. Moderna și BioNTech lucrează acum la noi vaccinuri împotriva cancerului și fac eforturi pentru a dovedi că acestea sunt eficiente și pot veni în ajutorul sistemelor de sănătate din întreaga lume. La fel ca vaccinurile create cu ajutorul tehnologiei ARN messenger pentru a oferi un răspuns imunitar împotriva COVID-19, cele pentru cancer antrenează sistemul imunitar să țintească antigeni specifici, în acest caz cei prezenți în tumora unui pacient. În scenariul cel mai promițător, acest tip de vaccin ar putea preveni recidivarea cancerului. Cine mai face și vaccin? Acest se vorbește, ia iurea în tramvai. Noastră nu considerați că ar fi eficient? Nu. Eu unul n-aș face. Părerea e că ar fi bine. Da. Considerați că ar fi eficient? Consider că da. Că cancerul e o boală la noi grea de tot. Care lasă multe victime și morți și așa mai departe. Da, e bună ideea. Vaccinurile pot fi folosite atât pentru prevenirea cât și pentru tratarea cancerului. Cele care au ca scop prevenția sunt în prezent limitate la vizarea virusilor care pot provoca cancer, cum ar fi HPV și hepatita B. Deși se lucrează la dezvoltarea de noi vaccinuri care previn cancerul, sarcina aceasta nu este deloc simplă, atrag atenția specialiștii în domeniu. Nu știu ce să vă zic pe tema asta. Care l-a făcut? Ați avea încredere în așa ceva? Eu nu am. Eu n-am făcut, că am alte probleme de sănătate. La mine ar fi mai riscant. Dar poate pentru un om care are cancer și știm cu toții este o boală foarte grea, poate ar lua în calcul. Poate face efectul, poate. Eu știu. Da, da. După cât am înțeles, descoperirea s-a făcut în Israel. Da. Pentru cancer chiar e un lucru foarte bun. Foarte bun. Iar cu ARN-ul ăla mesager, deocamdată, o părerea mea, e cam fază de experiment. Nu e nimic sigur. Din acest motiv, cercetarea actuală privind vaccinul bazat pe tehnologia ARN se concentrează cel mai mult pe tratamentul cancerului. În prezent există două tipuri de vaccinuri împotriva cancerului aflate în curs de dezvoltare, cel pentru toată lumea și cel personalizat. În cazul unui vaccin personalizat împotriva cancerului bazat pe ARN și creat de BioNTech, cofondatorul campaniei a spus că acesta ar putea dura doar 4 până la 6 săptămâni de la momentul preluării biopsiei tumorii, până la momentul în care doza este pregătită pentru administrare.